Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! La noi e foarte și foarte dimineață. Noi cu Betty ne-am trezit mai dimineață ca de obicei, decât în zilele în care mergem la școală. Deoarece unde mergem, Betty? Să dăm analize. Mergem cu Betty să dăm analize la sânge și Betty a promis că nu va plânge. Promiți, Betty? Da, dar în plus pe mine nu mă doare. Ești sigură că nu te doare, da? Mă bucur. O să vedem dacă te ții de promisiune și într-adevăr n-o să plângi. Dacă n-o să plângi, iată, mami, îți promitem că după asta o să mergem și o să-ți cumpărăm ceva, o jucărie sau niște surprize. Vrei? Da! Vrei, da? Iar cine ai luat cu tine? Pe Goody. Pe Goody! Și ai luat-o în capsulă. Ea nu a înghețat? Nu. Nu. Vai, la noi e foarte și foarte frig azi dimineață, nu știu de ce așa de tare s-a răcit în București, dar asta e. Probabil se întoarce iarna înapoi. Cum crezi tu, Betty? Se întoarce? Nu. Nu? Hai, dar să mergem. O să fie și vara și atunci nu cred că mai are șanse. Nu mai are șanse să vină iarna înapoi, da? O, ce gălăgie! În general, în București dimineața e cam gălăgie, da? Dar și ziua e cam gălăgie. Bine, hai să mergem... Și noaptea! Da, să nu întârziem, deoarece avem o programare la o anumită oră. Și dacă întârziem, gata, nu ne mai primește. Sau ne primește. Hai să nu întârziem și să nu ghicim, da? Da! Gata, prieteni, noi am ieșit. Iată, aici am fost și lui Betty i-au recoltat sânge, da? Ia spune, Betty, cum a fost? Ai plâns? Nu. Nu? Deloc, deloc? Deloc, deloc. E așa, când te-a înțepat, ți-a căzut ție o lacrimă, două, da? Dar nu, e plâns. Nu, nu e plâns, că tu n-ai plâns, doar ai lacrimat, da? A fost un pic neplăcut, deoarece au înțepat-o de câteva ori pe Betty, da, Betty? La amândouă mânuțe, deoarece nu știu de ce nu puteau să-i găsească vena, însă Betty a fost foarte și foarte bravo. Pentru asta mami îi promite să-i cumpere ceva. Mergem să-ți alegi ori surprize, ori jucării, ce o să vrei tu. Bine, Betty? Da. Ce, îți dă soarele în ochi? Da, văd că deja vine soarele. Vine soarele, am înțeles. Noi, prieteni, am ajuns la vulcan și iată, Betty vrea să mergem acolo, să căutăm ceva. Peste 5 minute se deschide magazinul, deoarece încă nu e nici ora 10. Și ce vrei să cumpărăm de acolo? Nu știu, o să vedem. O să vedem, da? Nu ești decisă. Am înțeles. Bine, hai să mergem. Hai. Sigur că vom fi primele cumpărătoare, da? Da. Deoarece copiii cred că încă sunt la școală, noi însă deja facem cumpărături. Da. Hai să mergem. Hai. Noi, prieteni, am ajuns acasă și Betty vrea să ne arate ce și-a cumpărat ea astăzi. Două inimioare Barbie. Două inimioare Barbie și ambele sunt diferite, da? Da. Una este doar cu păpușică și una cu trei păpușele. Și inimioarele sunt diferite la culoare, uitați-vă! Wow, eu nici nu am observat, Betty, într-adevăr sunt diferite la culoare. Una e roz închis și alta e roz deschis. Bine, hai, de la care începi? Cu aceasta. Hai. Are un fel de mini fermoar, o să încerc să deschid aici. Are mini fermoar? Da, uite. Uitați-vă. Hai, Betty, arată-ne ce ai tu aici. Un magnet aici. Ăsta e un magnet, da? Da. Bombonelele le dăm la o parte. Aici ce mai avem? O inimioară. O inimioară pur și simplu din carton, da? Da. Și asta ce-i? Nu știu. Deci, prieteni, noi ne-am uitat după instrucțiune și am observat că acest mini papucel se pune aici. Vezi, Betty? Da. Și inimioara, iată, trebuie să o fixezi aici, da? Da, e un fel de upside build. Uh-huh.
Și noi i-am pus acest element după cum era arătat în instrucțiune. Acum inimioara noastră poate să stea, iată așa, da? Da. Undeva pe o masă, de exemplu, pe o noptieră și tu, Betty, aici o să lipești acest apțibild, da? Da. Și e ca o decorațiune așa în formă de inimioară plus un magnet. Așa și așa, surpriză, n-aș zice că e wow, da? Da, nici eu. Și bombonelele alea care Betty cred că nici nu o să le mănânce, deoarece noi nu mâncăm bombonele din surprize, nu, da? Nu, mie alea nu-mi plac. Bine. Hai, Betty, să vedem în a doua surpriză ce ai. Hai. La fel avem niște bombonele, o instrucțiune, da? Da. O inimioară și un papucel din ăsta. O insignă! Și mai e și o insignă. În prima inimioară ai avut un magnet, dar în a doua inimioară ai o insignă. Să știi, Betty, că insigna îmi place mai tare. Și cum se fixează ea? Se pune așa, adică nu e. Super! Noi, adică o pui așa, cam... Am înțeles. O pui la îmbrăcăminte. Așa. Uh-huh. Super. Adică nu-i cu, poate să pună și un copil. Am înțeles. Și care surpriză ți-a plăcut mai tare? Prima sau a doua? A doua. De ce? Pentru că e mai super. Deoarece avea această insignă, da? Da. Am înțeles. Oricum decorațiunile astea în formă de inimioară sunt cam ciudățele. O să-ți mai cumpere astfel de surprize. Sunt destul de drăguțe, dar nu o să mai cumpăr. O să vedem, o să ne mai gândim, dar poate ți-eți sau ne merită așa niște jucării nu prea ok, adică niște chestii așa mai ciudățele. Poate în alte inimioare sunt alte lucruri poate mai frumoase. Poate sunt figurine Barbie. Poate, cine știe. O să mai vedem, da? Da. Bine, prieteni, iată cam așa de curs dimineața noastră de astăzi. Betty a fost foarte curajoasă, foarte bravo și eu cred că pentru asta merită un like. Eu, de exemplu, Betty, îți dau un like. Mulțumesc! Da, dar vouă, prieteni, dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalele noastre YouTube. Pa! Pa!